sună. Dana Marin. Pepino, vezi că l-am trimis pe Romică, cu toate comenzile care luată. Deja a dat comandă la casierie. Ia mașina din parcare, mașina care e inscripționată cu la pirații. Trage-o în față, vine Romică, pune țela și vă duceți amândoi și duceți comenzile. El bine. Știe ce comenzi. Da, are tot, tu doar ia mașina, pornește-o, pregătește-o. Stai-mă puțin, deci am să-l vii la masă, am făcut promovare și acum trebuie să mă duc, că să duc la domiciliu mâncarea. Ce zici, mă? Ce ai făcut? Am luat comenzi. Da? Da. Hai. Aici, nu? Hai. Stai să vedem cum le așezăm în mașina asta. Ne-a pus pungile, le-a scris mămăcața și ne arată troașca aia de mașină. Super. Cum îți deschid eu? Eu, sincer să fiu, nu știu să conduc din asta, cum mi se spune, manuală. Eu sunt cu aia automată, pac, pac, oraș, și eu am rămas în dreapta cu GPS-ul. Să-mi zici pe unde iau, că tu ești cu GPS-ul. Da. Așa. Asta e 1 decembrie. Pepe a zis, lasă-mă, frate, că eu sunt șoferul iadului. De ce dai? Bine, bine, dar cine ne împinge sau cine ne trage? Centura, mă, centura, mă. Ce? Nu știi care e a întâia, care e a treia. Intre dintr-o viteză în alta, frânele nu țin bine, volanul în 20 de metri, ce, am făcut antrenament. Băi, mai încerc. Se reconfigurează traseul. Peste 100 de metri, virați la stânga, virați la stânga. Bă, ne-a omorât aia, bă, băiatule, ne-a omorât. Bă, da, frumos, toarce motorul. Merge, bă, vrei să spun ceva? Toarce. Rar am văzut o mașină ca asta. Asta delivery, frate. Nu intra între a treia, nu dădea între a doua. Asta este foarte bună când mâncarea nu este așezată la... Da, se așează, se așează, da. Se așează bine. Ne-am oprit de 4 ori în intersecție. Chiar am mers cu 30 la oră. Când se așează la drum, frate, se rapata. Lasă-mă, ești nebun! Ușor, Pepe! Frate, când se așează la drum, deci se simte, bă. Eram în safari. Strada 1 decembrie, bloc Z1 Scarabe. Ia stai puțin. Ce să-ți dau puțin, mă, stai, mă, cum se deschide asta? Deschide, mă, tu pe partea aia. Zici că suntem Stan și Bran, bă, dă-o dracu de treabă. Poftiți, domnul Tociu. Stai puțin, mă, mersi frumos, domnul Pepe.